se anunță sărbătoare în Giulești, inaugurarea oficială a noului Giulești. Poate o presiune mai mare? Da, bună ziua. Așa este. Se va juca primul meci din oficial pe Giulești. Va fi un meci frumos cu un public numeros, adică cred că va fi stadionul plin. Nu știu dacă pot să zic o presiune. Probabil da. Vor pune presiune, pentru că e normal când joci cu Rapid, mai ales în Giulești, să pună presiune. Dar noi nu cred că trebuie să ne gândim la chestia asta. Trebuie să mergem să ne facem jocul și să ne îndeplinim obiectivul, să luăm cele 3 puncte. Cum veți avea voi cei mai bătrâni, să spun așa, veți avea un spus în vestiar pentru cei mai tineri, să nu le tremure picioarele? Nu știu dacă trebuie să tremure picioarele, pentru că fotbalul, de asta este frumos să joci asemenea meciuri, cu stadioane pline, cu echipe bune de tradiție, cu suporteri înfocați care pun o presiune mare, dar de ne-am apucat de fotbal, să jucăm asemenea meciuri. Putem spune că la momentul actual e finala pentru locul întâi. Da, putem spune și așa. Este un meci important, dar nu decisiv în acest moment. Dar dacă vom câștiga la Rapid sâmbătă, cred că luăm o opțiune serioasă pentru a termina pe primul loc acest play-out. Cum e? V-ați mai revenit așa după șocul datării play-off-ului? Pentru că a fost un șoc. Da, într-adevăr, a fost un șoc, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a revenit, normal că ne-a revenit, pentru că nu avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte și să câștigăm acest play-out, să câștigăm cele două baraje sau meciuri decisive, nu știu să le zic, să mergem în Conference League. Mulțumesc!